Da, deci vreau să vorbesc despre asta cu cum n-ajung și eu așa. Scuzați-mă. Pildele, învățămintele pe care le trag, nu le iau din aer. Le iau uitându-mă la oameni. La oameni mă uit și de la ei învăț. De asta zic, nu am nimic cu Cristina. N-am nimica. Îmi plac roșcatele, dar sunt surat. Îmi pare foarte rău, Cristina, că mi-a lăsat și comentariu cu... Nici nu e despre persoană. E despre, adică, puterea exemplului. Asta vreau să subliniez. Despre puterea exemplului. Cristina s-a trezit la 3 și a dormit până la ora asta, după care s-a apucat să spună: am aici niște haine care ar trebui puse la locul lor în dulap. Aici este în hol, am niște pachete pe care ar trebui să le desfac pentru că cam ăsta e jobul meu. Și nu le-am desfăcut. Da, ok. Bun. După care, peste niște ore, jur că n-am chef să fac nimic. Ok, înțeleg. Nu-i place nimănui să împăturească haine. Nu-i place nimănui să facă curat. Trebuie să facă ca să nu fie mâncat de șoareci. După care, peste o oră, avea de postat o reclamă. După care, peste încă 3-4 ore, se uita la Peaky Blinders. Tot rahatul ăsta duce la normalizarea lenei și delăsării. A, ia uite, și asta e așa, și ea e așa, și ea e așa, și așa. A, deci înseamnă că e normal să trăiesc în mizerie. A, asta înseamnă că e normal să fie dezastru în casă. Eu asta vreau să subliniez și împotriva acestor apucături vreau să lupt. Delăsarea asta stupidă. Și cum ziceam aici mă rog, tentativa asta de articol, nu să numim articol, două chestii. Te apuci și faci puțin câte puțin. Și aici vorbim în cazul oamenilor care, ca voi, eu am o profesie liberală, a mine altfel, dar în cazul oamenilor normali, adică când aveam serviciu, fix așa, așa făceam. Mă întorceam de la muncă, mai făceam câte ceva, mai dădeam cu mătura, mai spălam un vas, mai nu știu ce, adică nu lăsam să se adune, pentru că cu cât se adună mai mult, cu atât, n-am chef nici acum, n-am chef nici acum, n-am chef nici acum. De aia este copleșitor, pentru că ai lăsat, ai lăsat, ai lăsat, ai lăsat, ai lăsat. Și am avut discuția asta cu, aici stai, să vorbim și a doua chestie, este cum nu mai face mizerie. Și încearcă să faci cât mai puțină mizerie. Am mai avut discuția asta cu niște oameni că nouă ne ia foarte puțin să facem curat în 160 de metri pătrați cât avem aici. Bine, avem două aspiratoare din alea, unul pe parter, unul pe etaj, dăm drumul și nu știu ce. La orice altă chestie se face curat foarte, foarte rapid. Și ne întrebăm, dar de ce se face așa rapid? Pentru că nu suntem împuțiți, pentru că nu suntem jeguri, pentru că nu... Am văzut la oameni chestia asta. O săptămână întreagă fac mizerie în toată casa pentru că oricum facem curat în weekend. Dar diferența între să-ți iau o jumătate de oră, să-ți ia 3 ore să faci curat, e mare. Învățându-te să nu faci mizerie în timpul săptămânii, surpriză! Când e vorba de făcut curat, durează mai puțin. Atât de simplu este. Atât de simplu este. Dacă lași 70 de vase în chiuvetă, da, te enervezi, n-am chef nici acum, nici acum n-am chef să spăl, n-am chef nici acum să spăl. Știu că am trecut prin asta. Adică spălam vase când nu mai aveam vase curate. Știu asta. Și de asta, adică vorbesc din experiență. Din experiență vorbesc că nu e așa de greu. Nu e așa de greu să-ți păstrezi casa ordonată și un picuț de ordine și de disciplină și de... Dar aici intervine și o altă chestie. Adică, păi nu m-ați văzut cu minimalism și cu alte chestii astea. Tot la noi în casă, tot ce nu se poartă, tot ce nu ne trebuie, tot ce nu știu ce, să dăm mai departe. Sunt alți oameni care au nevoie de ei. Și acum am decis că fiul meu e deja mare, are 14 ani, nu mai facem brad. Bun, ceea ce cu bradul, am găsit cui să-l dăm. Aveam un laptop mai vechi al soției, am găsit o fată care avea nevoie de un laptop care, na, era, adică nu mai era laptop de făcut mare lucru decât să stai pe browsing și eventual pe un picuț de YouTube, dar nu pe 1080p. Am găsit cuiva care să-i dăm și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Nu le păstrezi, nu încerci, am 70 de șampoane. Ah, ok, și o desfaci și ai 70 de șampoane desfăcute. Nu, deci am văzut chestia asta, deci, de asta, asta e problema mea și cu Mariciu și cu Andreea Balaban.
E Crăciun, da, să ne mai cumpărăm încă 30 de căni. Nu, 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 câți suntem în casă? 4, da, avem 5 căni. Avem 5 căni. Păi de ce avem 5 căni? În caz că se sparge una, în caz că e una ocupată, avem 5 căni. Deci, credeți-mă, am primit, am și scris articolul ăla cu Pepco și primeam seturi de căni. Zeci de seturi de căni. Deci aveam la un moment dat, nu exagerez, cred că 20 de căni. Da, ăsta. Nu mai cumpărați că, pentru că sunt ieftine. Și primeam căcaturi. Primeam căcaturi. Căcaturi și căcaturi și căcaturi. Primeam căcaturi. Și da, mai vrei și o căciuliță? Da, mai am o singură, am o căciulă de restul anului și o căciulă din aia foarte groasă de frig. Atât. N-am nevoie de 7 căciuli. Nu am nevoie de 7 căciuli. N-am nevoie de 6 perechi de mănuși. Sunt ăștia care am 30 de iarnă. Sunt, e una mai subțire, e una mai groasă și una eschimo? Nu. Ah, ok. Sunt toate la fel de subțiri. De ce ai 3? De ce? Și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Filip, dăm pe mail, mail@vali.ro. Și ăștia suntem. Credeți-mă, ăștia suntem. Ordine și disciplină. Nu vă lăsați copleșiți. Nu cădeți în deja asta. O văd pe Andreea Balaban, are acum vlogmas. O iubesc. Dar mergem hol de jumbo, să mai cumpărăm 70.000 de chestii la jumbo. Mai cumpărăm 30.000 de decorațiuni de brad. Credeți-mă, am o, nici nu știu, am o cutie din asta mare. Dar mai cutie de depozitare. Și am o cutie din asta nouă. Astea sunt Ciocorico. Nu. Deci am un rahat ăsta de cutie foarte mare. Nu chiar așa. Asta e la depozitare. Și care e plină cu decorațiuni. Deci am decorațiuni să decorez 3 brazi. Pentru că soția toată, hai să mai cumpăr, mai spun, băi, hai, oprește-te un picuț. Oprește-te un picuț că... Da, din nou, am podul e pe toată suprafața casei. Deci am teoretic, teoretic 80 de metri pătrați de spațiu stocare. O să-mi cumpăr 30.000 de... Pentru ce? Pentru ce? S-a schimbat tehnologia globurilor încât, nu știu ce, am unele aurii și unele roșii. Câte? Ce mai vrei? Ce s-a schimbat între timp cu beteala încât e nevoie să mai cumpărăm și anul ăsta beteală? Avem beteală de anul trecut, avem beteală de acum 2 ani. Ce s-a stricat? S-a stricat instalația de bară care avea 10 ani. Dar ăștia sunt oameni, adică trebuie să mergem să cumpărăm. Nu trebuie. Pentru că așa ajungi. Să mai mergem, deci sunt oameni care se duc în fiecare weekend în mall, mai găsim în gura și dacă găsim ceva drăguț ne mai luăm și 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 pe care am multe în șifonier, am multe de spălat, am multe de... Asta e părerea mea despre subiectul ăsta. Deci nu sunt deloc pentru, nu sunt absolut deloc pentru. Nu sunt absolut deloc pentru. Și păziți-vă să ajungeți în situația să cumpărați multe, 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 multe chestii, pentru că, surpriză, ajungi să fii super aglomerat în loc să stai, să stai și tu niște țări, să nu dureze 3 ore să faci curat, să nu vii acasă într-o casă jegoasă, să nu ai o viață neplăcută, e o viață mișto. S-a stricat ceva, da, reparăm sau aruncăm. Simplu. Mai zice și vă ceva, că am obosit. Și nu mai sună nimeni. Da, asta, deci nu mă interesează deloc. Cristina, dar o folosesc ca exemplu. Cât durează, fratele meu, să strângi ce asta aici? 30 de articole. Cât durează să,
să strângi 30 de articole, să le pui la locul lor. Cât durează să desfaci cutiile astea? Și să le reciclezi, hârtia la hârtie, plasticul la plastic, nu știu ce. Cât durează? Cât durează? Da, da, mai bine mă uit la Peaky Blinders. Da, 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 exact, uite, John, pe care o ține minte. Vin acum, o gagică la tine. Ai să-i pui ceva pe masă, ai să-i dai un sucreț, ai să-i spui, sau e toată casa jegoasă și cu chiloții, cu maroul, cu maroul la vedere aruncați în mijlocul casei. Da, adică, ăștia care nu pot să vină nimeni la mine pentru că e dezastru în casă. Păi, de ce e dezastru în casă? Așa trăiești? Așa trăiești? Da, da, ai văzut cum e aia cu Nick Birnes? Să moară... Uitați-vă pe Nick Birnes, să vedeți jeguri. Să vedeți jeguri, uitați-vă și voi. Jeguri. Mamă, ce... Uite și tu. Strângele coaie. Strângele coaie. De ce arată așa? De ce arată așa? Unde dori? De ce e jegul ăsta așa? Da, și ăștia sunt, ăștia sunt, sunt oameni, sunt oameni de lângă noi. Că au avut ea de la Vice. Ah, shit, nu mai sunt pozele? Ce drăguț. S-au șters pozele. Fuck. Și la fete? Da. Ce căcat. What a shit. What a shit. Ah, ok. Bine. Noroc că le-am salvat eu. Deci asta e. Ok. Cafea. Ok. Strângi la un moment dat. Da, peretele ăsta, hai să zicem că n-ai ce să-i faci. Da, peretele ăsta aici unde e jigos, n-ai ce să-i faci. Da. Poate vrei să-i faci ceva, adică la... Ia uite, dați-vă și voi aici. Din nou, vii știu să babardezi ceva acasă. Ce zice persoana care ți intră în viață? Ce zice persoana care ți intră în viață? Filip, ai văzut clipul lui Alex Neda la TEDx, de ce să mai stăm în România? Nu l-am văzut, nu mă uit la TEDx, mi se pare mizerie. Dar oare gagicul lui doamna Cristina cum o suport așa? Bă, să știi că de obicei în cazul de genul ăsta sunt amândoi așa. Adică, sau, mă rog. Da. Ce părere ai despre câștigătorul de la iUmor? Nu știu, nu mă uit la iUmor. Da, uitați-mă, tocmai mi-am mușcat buza de sus. Da, deci te duci, te uiți pe Nick Birnes și te ia, bine, aici la ei sunt și extreme, dar... Un pic de curățenie, un pic de pana mea.